Președintele PSD Suceava, Cătălin Nechifor, a declarat într-o conferință de presă că în județ un sfert din suprafață de teren agricol nu este și nu va fi cultivată în acest an. Pentru această situație, dă vina pe guvernanții care nu au avut o viziune de dezvoltare a agriculturii. Este o suprafață extrem de mare, o pondere importantă în produsul intern brut al județului, dacă vreți, care nu își va duce aportul la ceea ce înseamnă dezvoltare economică. Și vreau să vă spun că, din păcate, lipsa de viziune a guvernanților, în special a Ministerului de Agricultură și a factorilor locali din Suceava, a condus la această situație dramatică. Un sfert din terenurile agricole nu sunt lucrate pentru că țăranii, fermierii, nu pot să-și vândă produsul agricol. Cătălin Nechifor a precizat că în momentul de față piața mondială se dezvoltă în zona agricolă. Au crescut prețurile pentru produsele agricole în toată lumea, se anticipa un an foarte bun pentru agricultură, iarnă cu precipitații foarte multe și se puteau pune premisele unui an agricol foarte bun. Cu toate acestea, agricultura a stagnat și chiar a dat înapoi și s-a ajuns în situația în care județul Suceava, cu producții foarte mari la multe culturi, a ajuns să nu mai cultive pământurile. Acești guvernanți care nu pun preț pe pâinea românilor, care nu interesează de fapt ceea ce înseamnă bunăstarea pentru români, sunt obligați, și cred că electoratul a înțeles acest lucru, că trebuie să plece acasă. Partidul Social Democrat a avut întotdeauna politici coerente pentru agricultură. Am avut momente atunci când guvernam, când agricultura era motor de dezvoltare a economiei naționale, când avea o pondere în produsul intern brut foarte mare, când au fost și ani buni din perspectiva climaterică și care au dus, într-adevăr, la producții foarte mari. Guvernanții vor să introducă o lege prin care doresc să evite situația pământurilor lăsate pârloagă. Vor să amendeze cu 400 de lei pe hectar pe aceia care nu-și cultivă pământurile.